Salutare tuturor, eu sunt aici un Ciu și bine v-am găsit la un alt episod din concursul de construit. Ok, astăzi avem ca participanți pe Tetrospect și Kimor 197. Hai să vedem care sunt și echipele de astăzi și să vedem care va fi și tema de construit. A fost mai rapid de data asta. Deci echipele de astăzi sunt Opposite Blocks și Chunk Builders. Stai, asta nu a fost și episodul trecut. Eu nu prea aș vrea să se repete echipele. Opposite Blocks, nu. Deci Opposite Blocks și Chunk Builders. Ok, 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 ok. Hai să scriem aici pe un semn să nu uităm. OP Blocks și am dreptate? Da, și Chunk Builders. Ok, hai să folosim aceeași chestie ca data trecută. Spuneți un număr. De asemenea, în caz că nu știți, mi-am deschis un server de Minecraft, am să vă las IP-ul în descriere. Este un server de Minecraft cracked, 172 sau 174. În caz că nu știți, o să vă las IP-ul în descriere dacă vreți să jucați și voi pe server. Și da, uite, Faction, Survival. Și de asemenea mă gândesc să încep o serie de Trouble in Terrorist Town. Spuneți-mi părerile voastre în secțiunea de comentarii. Aștept. Tema este itemul. Yay! Ok. La locuri. La locuri. Ok. Am să încerc să fiu cât mai rapid, să nu vă țin prea mult cu atâta discuție. Item din mine. Craft, cum ar fi topor sau etică. Yeah. Ok, bun. Cred că o să fie o temă foarte complicată. Deci 3, 2, 1, start. 15 minute. Enjoy the music. Mama.
am revenit, mai avem numai 60 de secunde din timpul rămas. Mă întreb ce echipă va câștiga. Nenea asta de aici, am văzut că a făcut o tentativă probabil de reclamă, nu știu, scria ceva acolo, E-Ghosts, care n-are absolut nicio legătură cu tema pe care am dat-o. Văd că acum s-a mai redresat un pic, a făcut aici, oh my god, a făcut aici Flint and Steel, văd, domnul a făcut aici și, mă rog, ăsta e Flint-ul. Dar nu înțeleg ce e cu geamul ăsta, ce reprezintă geamul ăsta, dar anyways, unde e ăla? Oh. Așa. Am să mor toți zombii, așa. Domnul de aici văd că s-a chinuit să lucreze ceva vreme. Pus aici, bun, cred că 3 2 1 stop. Ok. Acum hai să continuăm analiza noastră aici. Domnul de aici văd că a făcut aici un cauldron, adică un cazan și un anvil, adică știți voi. Hai să punem să vedem comparația. Totuși. Ok. Cauldron. Cauldronul nu e chiar atât de negru. Ceea ce probabil v-ați și dat deja seama. Cauldronul e ceva de genul unui gri, cred că cam așa, nu așa, e prea deschis. Un green kiss, cam așa, deci a pus negru, ceea ce nu se potrivește. Anvil-ul, din nou, nu este negru, e un pic gri. E un gri de ăsta mai metalic, așa. Și deasupra are chestiile astea, bun, îmi place că a făcut chestiile astea pe aici. Îi mai dă și ei un aspect. Așa, iar în interiorul cauldronului, nu știu dacă ați văzut în chat, dar eu i-am spus domnului: apa îngheață, pune glowstone. El a preferat să pună chestie de asta. Ei bine, putea să facă în felul următor. Spărgea aici, luam niște glowstone, ceea ce nu dura foarte mult. Umpleam pe aici de glowstone, cam așa, și apoi puneam niște apă peste. Și gata, cauldron cu apă naturală, 100%. Dar nu, dumneata, ai vrut să pui lapis block. N-am nimic împotrivă, dar ar fi arătat mai realist așa. În fine, eu așa ți-l las, exact cum l-ai făcut tu, mă rog, parțial. Ok, hai să mergem și la următoarea construcție. Deci domnul aici unde este? Nu știu, dispare ăsta, dar nici că îl mai găsești. Ok. Nether Star. Băi, să-mi trag una, dacă ăsta e Nether Star. Ia să le punem totuși la comparație. Nether Star. Deci Nether Star-ul, ce era mai exact, putea să pună niște glowstone pe aici, nu mai stau să mai sparg, glowstone pe mijloc, și quarț și puțină lână. Ăla era un Nether Star, dar nu, tu ai pus niște glass. Bun, acum să vedem Flint and Steel-ul, cam cât de realist e. Mă, aici la Flint and Steel nu prea e cine știe ce chestii care să le poți adăuga, însă putea să facă chestia asta, da, nu era greu. Și ceasul. Ceasul, bineînțeles, el acum dă spre seară. Anyways. Putea să mai facă și în partea asta, să-l facă să nu fie chiar atât de aplatizat, ca să zic așa. Dar da. Deci, echipa câștigătoare este... Luăm aici materialul de lucru. Unde e, unde e, unde e, unde e, unde e? Ok. Goldul și ironul. Voi ce credeți? Nu am să mai spun nimic, deci nu scriu nimic în chat, doar să-și dea el singur seama. Doar să-și dea el singur seama. La loc! For fuck's
sake. For fuck's sake, what the fuck. Ăsta e câștigătorul. What the fuck? What the fuck? Sacada. Anyways. Ok. Aceștia sunt câștigătorii și necâștigătorii, ca să zic așa. Yay! Ok, opposite block și da, am văzut greșeala imediat după ce am uploadat videoclipul, după aceea mi-am dat o palmă și am corectat, bineînțeles, imediat acea mică greșeală care ați văzut-o și voi. Deci opposite block 5 puncte și chunk builders numai 2 puncte, fuck yeah. Bun. Opposite blocks 5 puncte. Scor 4 legi 4. Nu chiar așa e scorul ăsta. Băi, știu că am modificat odată. What? Și chunk builder 44. Ok, cam acesta a fost și acest episod. Dacă v-a plăcut, atunci nu uitați să apăsați acel mic buton de like dacă v-a plăcut. Și dacă vreți mai multe episoade, puteți să lăsați și un comentariu, bineînțeles, dacă doriți să dacă v-a plăcut sau ce părere aveți despre acest concurs de construit și dacă vreți să încep o serie de TTT, Trouble in Terrorist Town, în Garry's Mod. Bine, eu am fost aici Uncio și ne revedem episodele următoare. Bye, bye!